Astăzi, în jurul orei 16:30, în holul Palatului Administrativ din Baia Mare, a avut loc vernisajul expoziției personale de pictură a artistei plastice Naidenova Veselka din Ivano-Frankivsk, intitulată Femeia luptătoare pentru pacea Ucrainei. În cursul acestei dimineți, artista, însoțită de Nicolae Mesaroș, consilierul guvernatorului regiunii Ivano-Frankivsk, a fost primită de oficiali instituției prefectului. Tema expoziției, subiectul este femeia. Datorită faptului că la ora actuală în Ucraina se întâmplă asemenea evenimente, am făcut această expoziție și am încercat să pun femeia în mai multe ipostaze, nu numai în aceea pe care o are zi de zi, ci și în ipostaza de voluntar, chiar câteodată să ia și arma în mână. Am încercat să dau cele două părți ale femeii, pe cât este ea de fină și de feminină, pe atât poate să fie și de puternică și hotărâtă. Când am făcut aceste lucrări, nu era ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi și nimeni nu putea să presupună că o să se întâmple așa ceva în Ucraina. Pe scurt, am vrut să arăt expresivitatea feminină, cât este ea de diferită în același timp, ca să vadă lumea că o femeie din Ucraina poate să fie la fel de puternică pe cât este de frumoasă. În legătură cu culoarea, am vrut să fie ceva mai deosebit, nu am vrut să redau coloristica nudului aproape de studiu și am vrut să-i dau o tentă mai aparte. Expoziția este organizată de viceguvernatorul regiunii Ivano-Frankivsk, Igor Pasișniac.